În baia spre Ziua Națională a României nu a trecut ca una oarecare. Administrația locală a organizat la grupul monumental In Memoriam din Piața Libertății, din centrul istoric al orașului, o ceremonie religioasă. Monumentul a fost ridicat în 1992 în memoria eroului sublocotenent postmortem Horia Daniel, căzut la datorie în timpul Revoluției din 1989. Ziua de 1 decembrie îmi doresc să-i facă mândri pe toți românii. Să avem bucuria și împlinirea sufletească, la fel cum au avut-o în 1918 înaintașii noștri, când au înfăptuit unirea cea mare a patriei noastre. Dumnezeu să-i așeze în loc de cinste pe cei care au murit pentru patria, libertatea și demnitatea poporului român. Așa cum spunea Ion Antonescu, viața popoarelor este o veșnică și încordată luptă, o luptă pentru drepturi și pentru dreptate, o luptă pentru afirmare și înălțare. De aceea, să ne amintim de trecut, să trăim prezentul pentru a zidi viitorul. Astăzi e o zi de sărbătoare, deci să ne bucurăm de ea. Românii pur și simplu au rezistat istoriei. Dacii, strămoșii noștri, ce purtau barbă în iernile grele, au stat lipit de stânci. Nu au avut timp pentru a se aranja în oglindă precum romanii. Și totuși, din aceste două seminții, s-a născut ca popor în concernul națiunilor lumii. Tot în acest loc a fost organizat un moment artistic cu cântece patriotice și colinde. Creșteți batalioane române ca pasii la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izmânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. La manifestări au participat reprezentanții administrației locale, a instituțiilor publice din oraș, fețe bisericești, dar și simpli cetățeni.